Am de ceva timp ideea să fac niște pomișori verzi desert. Deci s-o spus voi că sunteți curioase cum fac eu guliile, așa că astăzi o să vă arăt cum fac eu mâncarea de gulii. Așa că o să tai partea de jos și să vedem cum a ieșit brăduțul meu verde. Mi s-a părut ciudat că e porumb direct pe știulete, așa și e congelat. Top 5 cele mai bune deserturi care le-am mâncat vreodată în viața mea. Vlogmas numărul 9. E foarte mult soare, mi se pare, nu știu. Deja am și tăiat o ceapă aici. Am tăiat o ceapă la 20 de minute. Să iasă sulforafanul din ea și ceapa tăiată în combinație cu soarele de afară, abia pot să mă uit la voi. Ziua 9. Crezi că a uitat să pună ziua nouă? Sau poate a fost deja ziua nouă? A fost deja ziua nouă. Nu, asta e ziua nouă. Mie tot timpul mi-e frică, dar tot timpul cred că a uitat să pună o anumită zi în calendar. Ar fi nostim un calendar cu fără o zi. Nu, n-ar fi nostim. Așa arată, e o chestie micuță. Sunt impresionată. Toate produsele până acum au fost vegane. Credeam că poate să pot să gust 3-4 din produsele oferite, însă nu. Oh, e un săpun! E săpunul de la Dr. Bronner's. E un săpun natural. Produsele lor sunt foarte bune. Foloseam și gelul lor de duș, săpunul lor lichid pentru Johnny când era mic. Știi că mai am un... tot de la ei mi-a venit un balsam de buze. Așa că în giveaway-ul de Vlogmas, într-unul din premii o să pun săpunul și într-altul o să pun, în celălalt o să pun balsamul de buze ca să fie câte un premiu din calendarul meu advent pentru amândouă. Pentru amândouă premiile. Dar da, e un calendar advent super bun. Chiar sunt impresionată. Vreau să mă pot să fac puțin mâncare și probabil că o să filmez. Deci s-a spus voi că sunteți curioase cum fac eu guliile, așa că astăzi o să vă arăt cum fac eu mâncarea de gulii. Mă pun să tai guliile. Îmbrac în acest tocător nou din sticlă, pentru că tocătorul din lemn, bacteria stă pe el și nu poți să-l speli în mașina de spălat vase. Tocătoarele din plastic, cu cât tai pe ele, cu atât mai mult plastic tai din ele și se pune în mâncarea ta. Și a zis că astea din sticlă cele mai ok. Ce să zic? Sper să nu-mi tai degetele pe el. E ok, adică arată bine și asta, dar e... Când te grăbești asta, trebuie să ai grijă să nu se spargă. Mâncarea cam alunecă pe el, nu e precum un tocător din plastic, dar înțeleg teoria. O să încerc să mă obișnuiesc cu el, dacă nu îl pun în brațe și îl trimitem înapoi la Amazon, unde l-a cumpărat. Însă, da, teoria e bună. Practica e mai greu cu ea. Tot timpul el vine cu ideile astea și pe urmă, peste 2-3 ani de zile, toată lumea face așa. Țin minte când l-am cunoscut, el mânca țelină apio în fiecare zi. 3-4 tije din aia de țelină. Pe urmă, peste 2-3 ani de zile, toată lumea bea suc de țelină. Foarte la modă. Începe trendurile. Am adăugat 4 căței de usturoi cu apă și îi las la călit. Poți să adaugi ulei, poți să adaugi mai mult usturoi, dar vreau să mănânce și John din mâncarea asta și el nu e mare fan usturoi. Am adăugat guliile peste usturoi, puțină apă și o să le las cum să fiarbă. Până devin moi când le înfigi furculița în ele. Cât timp se fierb guliile și îmi ies în foc, cred că așa se zice, nu? Să fac îngroșala și anume 2 linguri de făină albă cu lapte. Eu folosesc lapte de soia. Lapte cât vrea inima ta. Și
Acum nu chiar cât vrea inima ta, dar să iasă un sos nu foarte prost și urmă amestecăm să nu mai avem cogoloașe, să se dizolve făina și după ce se fierbe guliile, o să adăugăm sosul. Și pentru că guliile sunt moi, am adăugat făina, sosul din făină și lapte. Și o să mai adaug lapte. Și sare. Așa arată mâncarea de guli. E foarte bună. Dacă îți place usturoiul, îți recomand să pui și mai mult usturoi. Nu am mâncat prânzul încă, însă am de ceva timp ideea să fac niște pomișori verzi. Desert. Și cred că azi e timpul să încercăm o rețetă. De fapt, nu am rețeta. E ceva ce mi-a venit mie aici și aș vrea să încerc să văd dacă pot să-i fac. Așa că o să vă arăt cum încerc unele rețete. Unele dintre ele nu vi le-am arătat niciodată, pentru că nu au funcționat. Am avut ideea, dar am încercat în multe feluri și nu mi-a ieșit. Așa că sper ca asta să-mi iasă, să nu fie un total fail, cum spun americanii, să nu fie o dezamăgire și să filmez tot asta și voi să nu înțelegeți nimic. Așa că o să filmăm. Am pus aici 100 de grame de ovăz și o să-l macin. Nu vreau să folosesc făină, vreau să aibă puțină textură. Așa că o să macin ovăzul de aici. Ok, are puțină textură. Și cam așa testez eu rețete, dacă îmi vine vreo idee și scriu. Am aici un plic, scriu ingredientele să știu cât am pus, măsurătorul în cazul în care mi iese bun, să vă arăt, în cazul în care nu mi iese bun, să știu data viitoare ce să schimb. Și o să încerc să adaug 10 curmale, nu știu dacă e mult, s-ar putea să-mi strice culoarea, pentru că curmalele sunt închise la culoare, dar îmi trebuie ceva dulce. 3, 4, 5. Hai să încercăm cu 6 prima dată. Pentru că nu vreau să-mi strice prea mult culoarea. Și acum am nevoie de o lingură. Asta e jumătate de lingură. Și o să pun, am un unt de caju. Dacă nu ai unt de caju, cred că poți să-ți faci unt de caju prin a măcina cajul. Oh! Până devine unt, că asta nu are decât un ingredient, caju. Și să încerc să adaug 2 linguri. Asta e jumătate de lingură. Așa că o să adaug 4 din astea. Deci, nu știu. Să sperăm. Speranța moare ultima. 2. Am cumpărat untul ăsta special pentru rețete, pentru că îmi trebuie ceva alb ca să pot să fac, să le dau culoarea verde. Ok, 4. Și o să adaug și o lingură de sirop de arțar. O lingură. Așa, stai să scriu aici. 2 linguri cashew. Și o lingură maple. Scriu jumătate în engleză, jumătate în română. Ok, și acum o să le amestecăm. Le blenduim. Avem o gogoloașă. E destul de deschisă la culoare, îmi place. Stai să o gust. Ok.
N-are gust rău. E destul de umedă, destul de uscată. Stai, e promisătoare treaba asta. Ok, o să adaug puțin esență de migdale. Dacă aș avea de rom, aș adăuga de rom, dar nu am, așa că o să adaug de migdale. Și o să adaug o pătrime dintr-o linguriță. Și dacă mi-a să-mi iese din prima... Dacă mi iese din prima... Sunt super fericită. Ok, și am pus asta și acum o să adaug niște matcha de pregătit la rece. Așa. Și o să adaug o jumătate de linguriță. Să vedem. Trebuie să scriu pentru că de multe ori am făcut și am zis, oh, lasă că țin minte. Și bineînțeles că nu mai țin minte. Ha, că e verde. Sunt verzi. Trebuie să vedem gustul. Mmm! Dar stai că asta e bună. Wow, ce gust bun are. Cred că pot să mai pun puțină matcha. Mai adaug jumătate de linguriță. Ok. Mă schimb măsurătoare aici. Plus încă jumătate de matcha. Păi ce gust bun au. Pa! Ce mă bucur. Și vedem că e verde. Sunt ingrediente bune. Ah, ce fericită sunt! Ok, acum am o formă de silicon. Formă de brăduț, nu mai știu pentru ce am cumpărat-o. Probabil într-un Crăciun, pentru ceva de Crăciun. Și acum o să adaug toată treaba asta în formă. Stai, să vedem. Nu te du pe jos, unde pleci? Și vreau să țin la frigider să se întărească. Și sper ca pe urmă să pot să-i scot din formă. Deci chiar sunt fericit acum. Dacă nu ai extract de vanilie, extract de migdale, poți să pui rom. Că eu cu asta înlocuiesc esența de rom. Și dacă nu ai unt de caju, eu deja îți dau rețeta, dar nu am testat-o la final, să văd dacă e bună. Atunci poți să pui în loc de unt de caju, poți să ți-l faci din caju. Pui caju necopt într-un blender și blendești până devine unt. Problema e că am făcut o cantitate mică aici. Dar n-am și vreau să testez rețeta, să nu fac cantitate mare și să nu iasă bun. Nu știu cum pun eu în astea să fiu sigură că... Stă. Poate îi pun și la congelator. Ok, are puțin gust de matcha. Dar, na, eu sunt obișnuită cu gustul de matcha. Îmi place. Și dacă ai ciocolată albă, poți să învelești în ciocolată albă. Chiar și în ciocolată neagră, de ce nu? Poate asta o să fac, o să-și învelesc unii în ciocolată neagră. Stai că eu încă mai adaug la ideile mele, dar încă nu știu dacă sunt buni. Adică, la gust sunt bun. Nu știu dacă o să-mi iasă din formele astea fără să am probleme cu ei, dar cred că o să-i pun la congelator și atunci sigur o să-mi iasă de aici. Din ingredientele mele mi-au ieșit 4. Ce să ping peste toți. Intră acolo. Ok. Așa. Asta e o matcha specială pentru
gătit la rece. Așa. Acum o să le pun în congelator până mai spre seară. Pare că sunt băgați în forme acolo, sper. Da! Continuăm mai spre seară experimentul. Went to a party Christmas Eve. Ciocolată pe față. Am pus trei brăduleți în ciocolată. Am aici pe al patrulea, care sincer l-am lăsat 3 minute afară și devine mai lipicios după ce îl scot din congelator. Arată perfect abrăduț. Stai să vedem. Arată exact ca un brăduț? Cam arată. Perfect, perfect nu este. Am zis pe asta să-l mănânc așa. În primul rând pentru că mi este poftă de ceva dulce. În al doilea rând, să-i testez și fără ciocolată și cu, ciocolată, așa că o să tai partea de jos. Și să vedem cum a ieșit brăduțul meu verde. Sincer, chiar sunt impresionată. Nu știu dacă aș schimba ceva la rețetă. Are gust foarte bun. Esența de migdalei e pregnantă în gust, adică chiar poți să o guști. Probabil dacă ai face cu rom, la fel. Ai și textură de la ovăz. E și dulce de la curmale. Untul de caju îl ajută să stea așa închegat. E chiar super bun. Sunt impresionată. Poți să guști puțin și din matcha, dar nu e un gust mult prea puternic. Nu știu de ce mănânc cu cuțitul când am furculiță aici. Chiar e bun. Ha! Și n-a fost așa de greu. Și mi-a ieșit la prima încercare, ceea ce mi se pare și mai uimitor. Da, așa că îți recomand rețeta, o să o las în descriere și sunt curioasă de seară să încerc pe ceilalți cu ciocolată, o să îi las afară, adică afară, îi las pe blatul din bucătărie să se închege, să se răcească ciocolata pe ei. Super bun! Went to a party Christmas Eve. Am fost să le iau pe Johnny de la școală, pe urmă am lăsat o carte de-a lui John la poștă. John a scris o carte pentru copii anul trecut și încă o vindem pe Amazon. Și am mers la poștă și pe urmă am mers până la Whole Foods. Și am cumpărat câte ceva. Am fost pentru pâine și pentru ovăz că nu mai aveam și m-am întors cu toate astea. Foarte scumpe, nu știu. Asta este. Făină de ovăz am cumpărat. Am găsit păstăi de vanilie pentru că am văzut la Taste Bazaar. Taste Bazaar e un cont de Instagram românesc cu mâncare și are o rețetă
arătat acum cum să-ți face esență de vanilie acasă. Nu știu de ce n-am cumpărat mai mult, că aveam nevoie de 5 și am cumpărat doar 2. Dar, da, am fost cu Johnny, n-am prea înțeles ce se întâmplă cu viața mea. Dar trebuie să mă duc să mai iau. Erau la reducere $11 în loc de $20, ceea ce a fost un preț decent. Trebuie să mă uit și la alte supermarketuri dacă le găsesc mai ieftine. Pe urmă, Johnny a vrut să-și ia chipsurile astea cu legume. Nu sunt neapărat sănătoase, dar l-am lăsat. Măcar o poftă să-și facă. Banane, mere. Am cumpărat o dată merele astea. Ce sunt? Ce? E Sugar Bee. Așa se numește tipul de măr și Dumnezeule cât sunt de bune. Sunt delicioase. Toți trei am fost uimiți de cât de bune sunt. Din păcate le găsesc doar la Whole Foods. O pâine, pe urmă, pitucile astea mici integrale, ovăzul după care am fost, mărar, pătrunjel și niște verdețuri. Pe urmă am cumpărat tempe din acesta sub formă de bacon. Ne place foarte mult. Tocmai am văzut că s-a scumpit enorm. E 6, $6 și ceva chestia asta. Stai să vedem. 6,29. Nu știu. Au fost vremuri în care erau $3 la reducere. Foarte, foarte mult. Pe urmă, am vrut castraveți murați, că nu mai am. Am cumpărat ardei din ăștia murați, picanți, pentru că am făcut varza, nu varza, fasolea aia și am mâncat de 2 ori cu un borcan. Adică la o masă am mâncat în jumătate de borcan din ăsta. Sunt super buni, din nou, îi găsesc la Whole Foods și îmi place că nu au zahăr adăugat. Am cumpărat niște ciocolată, lapte cu ciocolată, de ovăz. Are zahăr adăugat, dar nu la fel de mult precum celelalte branduri și am zis să îl încercăm pe asta, că na. Acum, perioada asta, toată lumea vrea să bea ciocolată caldă și am zis să am ca un, așa, un treat, ceva dulce special pentru mine și Johnny. Niște cereale, astea îi zic eu, sunt cele mai bune. Niște apă de cocos și am cumpărat recent porumb din acesta congelat. Mi s-a părut ciudat că e porumb direct pe ștulete, așa, și e congelat. Însă l-am fiert și John și Johnny și eu am fost de acord că a fost cel mai bun porumb care l-am mâncat vreodată și îmi place că este organic. E foarte greu să găsesc porumb proaspăt pe ștulete organic și așa că am cumpărat pe ăsta ca să îl am de fiert, așa că ne e poftă. Johnny e mare fan porumb, porumbarul umami. Pe urmă am cumpărat niște iaurt de cocos, îmi place super mult acesta și are ingrediente curate, doar cocos, apă, casava și probiotice. Deci super bun la ingrediente, dar da, fiind cocos are un conținut mare de grăsime, așa că nu-l mănânc tot timpul. Pe urmă am cumpărat o mozzarella vegană, are ingrediente destul de bune, e făcută din caju și niște rodie. Cam asta e tot ce am cumpărat și ce să vezi că a fost 150, nu, $152. Foarte mult. Mă pun să le pun la loc și pe urmă să încălzesc mâncare pentru băieți. Nu am de gând să fiu modestă pentru că nu este loc de modestie aici. Rețeta asta este 10 din 10, deci chestia asta e top 5 cele mai bune deserturi care le-am mâncat vreodată în viața mea. Ce să spune mult. Înainte de a fi vegană, dacă vrei. Deci e demențial de bună. Nu vine să crezi. Ciocolata care am folosit-o eu a fost fără zahăr. Ciocolată neagră fără zahăr. Am lăsat unul neîmpachetat în ciocolată și am mâncat jumătate din el și jumătate i-am zis lui John să mănânce. Și cât eram la Whole Foods, îmi trebuie să mesaj, unde mai sunt brăduleții noi acum aici? Și să mai, am zis, mai sunt cu ciocolată în frigider. Nu mai ai fără ciocolată, că el nu mănâncă ciocolată. Și zic, nu, dar las că fac mâine. Deci asta e extraordinar de bun. Deci nota 10 din 10. Sunt tare fericită că mi-a ieșit rețeta asta. Chiar sunt foarte fericită. Și m-am gândit ca mâine să o fac din nou, pentru că unul la mână mai vrea John, doi la mână m-am gândit să filmez un TikTok cu ea. Și da, cam asta e. Astăzi a fost mult pe mâncare. Chiar a fost pe mâncare. A fost gătit, a fost haul alimentar. Atâta s-a putut astăzi. Ne vedem mâine cu un alt vlog, tot am vrut să-i zic daily vlog și o să facem altceva în afară de mâncare și gătit
și cumpărături alimentare. Te-am pupat și ne vedem mâine. Ciao!